Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Această casă Tatăl a zidit. Această casă Fiul a întărit. Această casă Duhul Sfânt a înnoit și a mântuit sufletele noastre. Preacucernice Părinte, preună slujitor, iubiți credincioși, asemenea celor mai însemnate praznice împărătești, cum este nașterea Domnului Crăciunul sau Sfintele Paște Învierea Domnului, de o asemenea amplitudine, profunzime și semnificație, este praznicul de astăzi al Cincizecimii, praznicul Rusalilor, când Duhul Sfânt în chipul limbilor ca de foc s-a pogorât peste Sfinții Ucenicii Apostoli ai Mântuitorului, așa cum ne relatează pe larg Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, text al Sfintei Scripturi pe care l-am ascultat astăzi la Sfânta Liturghie. Dar textul Sfintei Evanghelii, de la Evanghelia după Ioan, ne arată cum a venit Duhul Sfânt în lume, și anume în urma venirii, prezenței și lucrării mântuitoare a lui Iisus Hristos, Cel care s-a făcut om pentru ca pe noi oamenii să ne înalțe la demnitatea de fii ai Săi, de fii ai lui Dumnezeu, demnitate pe care nu putem dobândi altfel decât prin ceea ce s-a întâmplat astăzi, adică prin venirea în lume a Duhului Sfânt. Desigur că praznicul de astăzi este unul care ne cuprinde, ne îmbrățișează pe toți și ne înalță la acea stare încât fiecare dintre noi să devenim locașuri ale Lui. Dar Duhul Sfânt venit astăzi în lume este Cel care a făcut să apară biserica sub chip văzut, încât ziua Cincizecimii este ziua pogorârii Duhului Sfânt sau a venirii Duhului Sfânt în lume, pentru că este ziua în care s-au împlinit făgăduințele făcute de Domnul Iisus Hristos înainte de pătimirile, moartea și învierea Sa, când a zis: trebuie să mă duc la Tatăl, că dacă nu mă voi duce la Tatăl, Duhul Sfânt nu va veni la voi, dar mă voi duce la Tatăl și îl voi trimite. Pe Duhul adevărului care de la Tatăl procede și care vă va învăța pe voi tot adevărul. Sau cuvintele Domnului adresate apostolilor după înviere când le-a spus: să nu vă îndepărtați de Ierusalim până ce vă veți îmbrăca cu putere de sus, căci va veni Duhul Sfânt asupra voastră. Și veți fi mie martori în Ierusalim, în Samaria, în Iudeia și până la marginile pământului. Iată, iubiții mei, toate aceste făgăduințe făcute de Mântuitorul înainte de învierea Sa și unele după înviere s-au împlinit astăzi, în ziua Cincizecimii, când Duhul Sfânt a venit în lume în chipul limbilor ca de foc, peste fiecare dintre apostoli și peste toți împreună, arătând că Duhul Sfânt nu anulează personalitatea, specificul omului, ci îl înnobilează, îl sfințește și îl înnoiește. Și anume, apoi, peste toți împreună, pentru că menirea omului și, evident, a apostolilor și a credinței este aceea de a genera comuniunea, adică de a restaura relațiile dintre oameni la această înălțime care este dimensiunea comuniunii. Dar desigur că despre toate acestea s-au mai vorbit în timpul anului bisericesc și se mai pot vorbi, dar ziua de astăzi cred că ne oferă un prilej unic de a ne gândi la ceea ce înseamnă ziua bisericii. Ziua Cincizecimii, ziua bisericii. Așa cum fiecare dintre noi sau aproape toți oamenii au câte o zi onomastică sau instituțiile
așezămintele au un patron, au un nume care îi definește acel nume și care îi face să urmeze destinul acelui nume, iată că cinzecimea are un nume pentru noi toți oamenii, pentru toți credincioși, și anume ziua bisericii. De ce este cinzecimea, iubiții mei, onomastica noastră? De ce este ea ziua bisericii? Este o întrebare la care fiecare creștin ortodox ar trebui să-și o pună din prilejul acestei sărbători. Fiecare ar trebui să-și pună această întrebare. Iată, am nu numai onomastica mea personală, ci am și onomastica comunională bisericească. Adică noi toți avem onomastica bisericii. Desigur că răspunsul la această întrebare este unul mai larg, mai complex, dar vom încerca, iubiții mei, doar pe scurt și sintetic, să încercăm să medităm împreună la ceea ce înseamnă onomastica bisericii. Iubiți credincioși, cu adevărat, împlinirea făgăduințelor Mântuitorului Hristos de a trimite în lume pe Duhul Sfânt a însemnat nu doar venirea sa, cea de-a treia persoană a Sfintei Treimi, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este preamărit, ci înseamnă cu adevărat venirea în lume a unei noi realități prin venirea Duhului Sfânt. O nouă realitate pe care lumea n-a cunoscut-o și nici nu poate cunoaște altfel decât prin intermediul așezământului dumnezeiesc și mântuitor care a apărut în ziua cinzecimii, adică așezământul bisericii. Căci pogorându-se Duhul Sfânt în lume, spune Cartea Faptele Apostolilor la capitolul 2, după predica fulminantă a Sfântului Apostol Petru, care a răspuns și ironiilor celor de față, care au spus că de aceea vorbesc în limbi, că sunt beți, și le răspunde că astăzi s-a împlinit profeția lui Ioel, care spunea că voi vărsa din Duhul meu peste tot trupul și fiicele voastre și fiii voștri vor profeți și vise vor visa. Și că această profeție făcută înainte de venirea Mântuitorului s-a împlinit astăzi. Și Sfântul Petru, după ce le face o istorie a poporului evreu, cu toate momentele cele mai importante, li se adresează cu porunca celor de față, care erau foarte mulți veniți din toată Iudeia și din toată lumea, iudei împrăștiați în toată lumea, aflați în diaspora, dar care nu mai înțelegeau limba aramaică pe care o vorbea Mântuitorul și Apostolii. Și le spune, pocăiți-vă fiecare dintre voi și să vă botezați în numele Domnului Iisus spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Sfântului Duh. Și atunci s-au botezat ca la 3000 de suflete, mărturisește Cartea Sfântă. Ei bine, acest botez ca la 3000 de suflete a celor oameni a însemnat nucleul bisericii. A însemnat apariția în istorie a acestei realități fenomenale, extraordinare, care este realitatea bisericii. Și care nu este constituită numai din ziduri sau numai din anumite persoane, ci este, în primul rând, prezența lui Dumnezeu însuși în mijlocul poporului său. Este prezența lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, treimea cea de o ființă, care prin Iisus Hristos în lucrarea Duhului Sfânt se extinde în sufletele oamenilor, așa cum a făcut în ziua cinzecimii la Ierusalim și când s-a constituit Biserica lui Hristos. Deci este ziua bisericii pentru că Dumnezeu însuși s-a coborât în mijlocul poporului său și viața de iubire a lui Dumnezeu a pătruns în inimile oamenilor, în inimile celor 3000 de suflete. Și apoi aceștia s-au botezat în numele Domnului Iisus. Cu alte cuvinte, este ziua bisericii pentru că Dumnezeu însuși a chemat la existență
această realitate dumnezeiască și omenească, după chipul persoanei lui Hristos, Dumnezeu adevărat și om adevărat, care este la temelia bisericii. Cum spune Sfântul Apostol Petru în Epistola către Efeseni la capitolul 2, voi sunteți zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra cea din capul unghiului, fiind însuși Iisus Hristos. Așadar, ziua bisericii este ziua în care Dumnezeu a venit sub forma bisericii în lume. Este ziua bisericii pentru că Duhul Sfânt venind în lume n-a mai plecat din ea, ci a rămas ca zestre dumnezeiască, ca viață a creștinilor care s-au împărtășit și se împărtășesc mereu de această realitate dumnezeiască pe care o primesc, iată, prin lucrarea botezului și apoi prin toate lucrările pe care Mântuitorul Iisus Hristos le-a așezat în biserica sa, numite Sfinte Taine, botezul, mirungerea, pocăința, euharistia, împărtășania, preoția, nunta, masul. Toate aceste sfinte lucrări sunt canale dumnezeiești prin care vine spre noi energia de viață dumnezeiască, de care ne împărtășim și de care ne îmbogățim. Așadar, celebrând praznicul cincizecimii, noi celebrăm această realitate a bisericii în care este prezent Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt, treimea cea de o ființă și nedespărțită. În biserică întâlnim lucrarea Duhului Sfânt, căci prin Duhul Sfânt izvorăsc izvoarele darului care adapă toată făptura spre rodire de viață, așa cum cântăm într-unul din antifoanele de la slujba cutreniei. Dar izvoarele care sunt în lumea ale Duhului sunt izvoare în același timp ale bisericii, care generează viață nouă pentru toată făptura, pentru toată creația și îndeosebi pentru viețile oamenilor. Iubiți credincioși, ziua cincizecimii, ziua bisericii, onomastica noastră a tuturor, este cu adevărat un mare dar pe care noi oamenii l-am primit de la Dumnezeu și de care se cuvine să fim vrednici de acest dar. De aceea ne putem imagina câtă puținătate a sufletului și a minții au acei oameni care consideră că nu mai au nevoie de biserică, pentru că ei pot avea legături privilegiate cu Dumnezeu direct. N-am nevoie de biserică, că eu mă rog direct lui Dumnezeu și cred lui. Adică într-o verticală absolută și care nu mai ține seama de orizontala existențială pe care a pus-o în evidență însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin faptul că s-a făcut om, prin faptul că a pătimit pentru noi, a murit și a înviat, s-a înălțat la ceruri și șezând de-a dreapta slavei dumnezeiești, de acolo ne trimite prin umanitatea sa îndumnezeită puterile dădătoarele de viață ale Duhului Sfânt în biserica sa. De aceea la sfințirea fiecărei biserici se rostesc acele cuvinte pe care le-am amintit la început. Această casă Tatăl a zidit. Această casă Fiul a întărit-o. Această casă Duhul Sfânt a noit-o și a mântuit sufletele noastre. Cu adevărat, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh este Cel care este tăria bisericii. Forța bisericii nu înseamnă în exclusivitate puterea omenească, ci este prin excelență puterea lui Dumnezeu. De aceea a spus Mântuitorul înaintea pătimirilor, morții și învierii sale, voi zidi biserica mea și porțile iadului nu vor putea birui. Iată de ce biserica, de-a lungul celor două milenii, a răzbătut toate vicisitudinile istoriei, toate persecuțiile, toate potrivniciile, toate răutățile oamenilor. Ea a rămas permanent vie și puternică. A rămas în picioare. Pentru că puterea ei nu este din lumea aceasta.
Puterea ei nu este de la oameni, ci puterea bisericii este de la Dumnezeu însuși. Fiind noi toți cei botezați mădulare ale bisericii, noi ne împărtășim de această putere invincibilă a lui Dumnezeu, pe care o primim în Sfânta Biserică, care este trupul lui Hristos, cum spune Sfântul Pavel, iar noi suntem mădularele acestui trup. Și în calitatea noastră de mădulare ale trupului bisericii, noi, de fapt, devenim noi înșine temple ale Duhului Sfânt, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Corinteni. Nu știți oare voi că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Deci, fiecare suflet de creștin, credincios, iubitor de Dumnezeu și împlinitor al voii Lui, devine o biserică în mic. Devine o microbiserică. Și apoi, fiecare casă creștinească, fiecare familie creștinească, devine ea însăși o microbiserică, cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur. Încât, gândindu-ne la biserica cea mare, trupului Hristos, se cuvine să medităm asupra calității bisericii din propria noastră casă și din propriul nostru suflet. În ce măsură am lăsat ca Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze în viața noastră, în sufletele noastre, în inimile noastre, pentru ca sufletul nostru să devină casă a lui Dumnezeu, templu al Duhului Sfânt, templu al lui Hristos. Iată deci câtă cinste, câtă demnitate am primit noi creștinii, că suntem făcuți prin Duhul lui Dumnezeu temple, biserici ale Lui. Câtă demnitate am primit noi creștinii, că suntem făcuți fii ai lui Dumnezeu, cum spune Sfântul Apostol Pavel, că prin Duhul noi ne adresăm lui Dumnezeu ca Tată, spunându-i Ava Părinte, și tot prin Duhul Sfânt îl mărturisim pe Iisus Hristos ca fiind Domnul și Stăpânul, Domnul Kyrios. Iubiți frați și surori într-un Domnul, fie ca bogăția și mesajul acestei sărbători al cincizecimii să fie o zestre spirituală permanentă în sufletele noastre. Fie ca noi să ne bucurăm duhovnicește din prilejul acestei zile de sărbătoare a bisericii și să celebrăm onomastica bisericii ca fiind a noastră proprie, în care noi să aducem slujbă duhovnicească lui Dumnezeu, prin care noi să-L mărturisim pe El, Cel care ne dăruiește acest privilegiu de a fi făcuți fii ai Lui și frați întru Hristos Iisus, prin puterea și lucrarea Duhului Sfânt, lucrări dumnezeiești care se petrec în biserică de 2000 de ani din ziua Rusalilor sau a cincizecimii. Fie ca Mântuitorul Hristos, Cel care a făgăduit venirea și prezența Duhului Sfânt în lume, să ne facă și pe noi martori ai Săi. Să ne facă și pe noi trăitori în trupul Său, cu credință, cu dragoste și cu multă nădejde. Și în felul acesta să putem și noi să devenim biserici ale Lui. Și mereu și mereu să ne îmbogățim din bogăția bisericii, din bogăția cea duhovnicească a ei, întărindu-ne credința, sporindu-ne iubirea și înmulțindu-ne speranța într-o lume care nu prea cunoaște speranța și nici iubirea și mai puțin cunoaște credința. Și în felul acesta, poate, și cei care nu le cunosc pe toate acestea, la un moment dat, își vor deschide inimile și sufletele ca și ei să devină temple ale lui Dumnezeu, să devină și ei înșiși biserici ale Dumnezeului celui viu. Iar noi cu un glas și cu o inimă să îl preamărim neîncetat pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, treimea cea de o ființă și nedespărțită. Amin. Mă de Tatăl și Fiul.